Ion Pribeagu, poveste cu un cal. Să mă mai distrez adesea, fără niciun interes, merg la judecătorie să asist la vreun proces. Mai ascult o pledoarie, vreo sentință cu efect și de multe ori se întâmplă să mă aleg și cu subiect. Domnul Busuioc, bibiță, gospodar de pe Mecep, l-a chemat în judecată pe vecinul său, Mehmet. Pricina? Domnul Bibiță scrie în procesul verbal pe domnul Mehmet, l-acuză că i-ar fi furat un cal. Amândoi împricinații, turcul în șalvari și fes și Bibiță reclamantul, se înființare la proces. După ce a citit dosarul, de acord cu suspleantul, judele a spus: acum să vorbească reclamantul. Să trăiți! Acum o lună, când eram plecat pe deal, dumnealui Mehmet, de alături, mi-a furat din grajd un car. Ce-ai de spus în apărare, dumneata Mehmet Selim? Să trăim! Asta tom jude. Noi turcii suntem. Turc vorbim. Turc. Să vii atunci telmaciul să traducă aici pe loc ce-i cu un cal furat din grajdul lui Bobiță Busuioc. Să bai la rusum efendi, jur Coran și Mohamed, că voi spune adevărul, tot ce va dormi, tot ce va dori Mehmet. Gelborda, telmaciu întreabă, pe Mehmet s-a câzi catâr, ducipal, peșcheș, grașt, furam, dandana, aman, tertâr. Halima? Mehmet răspunse: Janabet bre busuioc, banabac, rahat, dacalu, Suliman, la mine ioc. Ce-a spus? Judele întreabă un aer magistral. Zice că nimic nu știe despre nici un fel de cal. Spune-i să mărturisească că alta scăpare nu-i. Cum se face că și acum calul-i ascuns în grajdul lui? Mascara! Țipă tălmaciul, caldă în, țâr-țâr, bâzdâc, ori catâr, ori buscariam, haimana, cărăgioșlic. Pasalăc, bucluc, salvarem, meremet, cultuc, fistic. Ți-a zis? Judele întreabă. Nu știe nimic, nimic. Dacă nu știe
Nimica. Zice judele din pas. Pentru ce vorbiți într-una și vă tot certați de un ceas? A, nimic, efendi june, jude. Tâlmăcit proces verbal. Turcu, cum se cade, este, mi-a vândut mie un cal.